din nou împreună și iarăși spun bună dimineața, Nadina. Bună dimineața. Ce faci? Bine, am fost atacați azi noapte iar. Iarăși? Bine, nu noi. La graniță, normal. Da, și cei din Tulcea și cei din Galați au primit mesaj prin Ro Alert. În care spune, atenție, care atenție cad obiecte din cer. Cad obiecte din cer și ascundeți-vă în beciuri. Asta e Ro Alert. Serios, așa scrie mesajul. Ce bun era beciul de la Pătește. Dar ce, nu-l mai ai? L-am, dar nu l-am la îndemână. De fapt, nu pățan, e aventura unui vecin din cartier care stă la bloc, la parter și și-a săpat un beci în fața balconului. Da. Beci, deci a turnat beton, dar în balcon, de fapt, el are un fel de balcon la parter cu grădină, știi? Înțelegi? Da. Și șase pat un beci în... în grădină. Da. Foarte bine. În balcon. Păi, iese, din, grădina omului. Iese din sufragerie, dacă, nu, ia, dacă nu este atent, cade direct în beci. Dar e mai bine când e Ro Alert. Bine, nu stă în Tulcea, stă în București. Da, nu contează. Nu contează. Și îmi spunea și mie, vrei să-ți faci beci în curte? Te învăț eu. Măi, nu. Mulțumesc. Eu am balcon, stau la etajul 8, unde să-mi fac beci? Deci, la vecinul, nu contează. Da, faci ăla, cum se numește, penthouse. Adăpostul meu, în schimb, antiaerian, că este un bloc nou și avem adăpost de la antiaerian, e o bună idee să fie transformat în beci. Beci. Dar știi cum este? Ca un labirint, așa, are tot felul de cotloane, stânga-dreapta, stânga-dreapta, important stânga-dreapta. Important e ce ai în beci, că degeaba ai beciul dacă e gol. Să am eu beci, să am eu beci, că după aia o să fiu ca un hârciog strângător. Da, ții cauciucurile acolo. Păi, normal. Și vor mașina. Evident. Și lopețile, ce dai, mama, am o grămadă pe balcon. Ai și de aia de dezăpezit, dar lasă, hai să dăm, să dezăpezești balconul. Să dăm știrile și apoi continuăm distracția aici. Bună dimineața din nou! Mai multe atacuri așadar au avut loc seara trecută la granița României cu Ucraina. Locuitorii din județele Tulcea și Galați au fost avertizați printr-un mesaj Ro Alert că există pericolul să cadă la sol obiecte din spațiul aerian. În ciuda poziției Comisiei Europene, Austria își menține decizia. Nu ne vrea în Schengen. Cancelarul austriac, Karl Nehammer, spune că nu este momentul încă pentru extinderea zonei de liberă circulație. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat de curând că România va da în judecată Austria pentru că ne refuză constant accesul în Schengen. Fiecare an de întârziere aduce pierderi de aproape 2% din produsul intern brut statului român. După 10 de ani de așteptare, România atinge borna de 1000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, odată cu inaugurarea lotului de 13 kilometri din autostrada Transilvania. Această porțiune de drum va fi dată în folosință chiar săptămâna aceasta. Klaus Iohannis participă de astăzi până pe data de 22 septembrie la cea de-a 78-a ediție a Adunării Generale a ONU, care are loc la New York. Iohannis va prezenta în fața oficialilor evaluările României privind temele actuale la nivel global. România rămâne fără mecanici auto. Tinerii nu mai sunt atrași de acest domeniu din cauza salariilor mici, dar și a volumului mare de muncă. Specialiștii cu vechime nu mai fac față acum cererilor șoferilor. Mulți dintre cei care au nevoie să își ducă mașina la service sunt puși pe listă de așteptare unde pot să rămână cu săptămânile. România este pe primul loc în Europa la mortalitatea din cauza cancerului de col uterin. Principala măsură de prevenție a acestei boli este vaccinarea HPV atât în rândul femeilor cât și al bărbaților. HPV, vă amintesc, este virusul responsabil de cele mai multe cazuri de cancer de col uterin la femei. Vremea se încălzește de astăzi în aproape toată țara. La munte, meteorologii anunță ploi izolate. În capitală, temperatura maximă poate ajunge la 28 de grade Celsius. Insula italiană Lampedusa a fost luată cu asalt de migranți. 8.000 de persoane din nordul Africii au ajuns în oraș în doar 3 zile. Autoritățile italiene au impus stare de urgență, dat fiind faptul că numărul migranților este mai mare decât toată populația insulei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere statelor Uniunii Europene să primească o parte dintre migranții care au luat cu asalt insula în ultimele zile. Mai mulți activiști de mediu din Germania au vopsit cu spray portocaliu coloanele porții Brandenburg, monument istoric important în Berlin. Gestul manifestanților a fost unul în semn de protest față de schimbările climatice.
iar Sorana Cârstea a urcat o poziție în clasamentul WTA, ajungând pe locul 25 mondial. Sportiva este acum jucătoarea de tenis din România cel mai bine clasată. Cam atât și la știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, vă aștept și la 10 fix cu alte informații. Și noi te așteptăm la ora 10 fix cu alte informații. Cum spuneam și ceva mai devreme, în curând aici la noi în platou o să vină colegii noștri Teo și Mihai Hânda să ne povestească despre emisiunea lor și evident să întrebăm ce mai fac, cum sunt, cum arată viața lor în această toamnă de poveste. Da? Aici la Radio Lumină de Poveste. Avem și lumină de poveste, avem toamnă de poveste, totul e de poveste la și noi. Și avem super toamnă în difuzoare, exact. Să nu uităm. Până la 10 încă o oră, Grig Cernat și Nadina Zisu și evident se umple studioul, tot cu colegii dragi de ai noștri de la radio. Rămâneți aici! Dimineața pe doi! Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Hai, neața din nou, suntem în aceeași formulă, Grig și Cernat. Nadina o să revină, cum ne-a spus, la ora 10 în curând. Și să știți că Nadina promite. Să ține, da, să ține. Promisiune, da. N-ai ce face. Deci să nu-ți promită ceva mai înțelegi. Nu știu, că ea are niște răspunsuri surprinzătoare de fiecare dată când vine cu câte ceva. Nu mi-am adus, zicea ceva de cai ăia, nu mai știu, sau de cai de la Letea, lasă-mă. Și de Motanu. Dar lasă, să nu le mai spunem oamenilor, dar sunt glumele noastre la care râdem doar noi, ca să zic așa. Și pentru că vorbeam de oameni și, mă rog, de glume, găsi o statistică. Ia zi, da? Îmi plac statisticile de nu mai pot. Da, o facem, mă rog, cifra zilei, au fost, n-o facem cifra zilei, nu? Că sunt prea multe cifre, nu, că după, și exact, niciodată n-ajung. Și mai bine întrebăm, întrebăm pe noștri. Nu, da? Facem altfel, fii atent, facem așa. Zi. Da. DJ Mălevea, cifra dimineții, la Dimineața pe doi. Wake up! Este foarte simplu, cifra zilei de astăzi nu are cifră. N-are. Este fără număr. E fără număr. Cifra este... e un număr. Nu știu. Da. Care, bun, e cifra zilei? Nu știu. Oamenii să au fost, vedem, să calculăm. Da, da. Ca și oamenii... cu Melcu, care urcă 10 metri, coboară, nu mai știu, 8 zile. Aia era răspunsul, da? Așa. Oamenii au fost întrebați cu câți bani, da, sau de câți bani ar avea nevoie ca să se descurce. Chiar și așa. Bă, răspunsurile studiului este extrem de serios. Sofisticat și sofisticat, profund, așa, da? Și profund, da. Au fost răspunsuri surprinzătoare, un sinonim, nu știu, atâta mi-au ieșit, da, din dimineața asta. Ai citit pe computer, da? Că tu zici computer, nu zici laptop, da? Da, dragă, așa, da. Așa, da, să, da, continuăm cu studiul. Da, uite, în România una din 5 familii are restanțe la plata facturilor, da? Una din 5. Una din 5. Eu sunt 2 din 5. 2 din 5, da. Nu, că și eu am la bancă, înțelegi? Deci și acolo am. Da, e vorba de întreținere, chirii, utilități, rate la bănci și așa mai departe. Auzi, când îmi iese factura la supermarket, pe aia o plătesc. Da. Serios? Pe bune? Da, păi. Da. Păi nu, i-am zis eu, da, știi cu i-am zis, măi, i-am zis, am prezentat un eveniment, da, de la Bogdan Enoiu, știi? La Mechen, da? Da, așa. Așa. Și la un moment dat sună, îmi răspunde o domnișoară de acolo, drăguță, și știți, noi plătim la 60 de zile. Mulțumesc. Așa plătesc agențiile. Tare. Și îl sun pe Bogdan. Juca tenis, Bogdan. Zic, ce faci, mă, Bogdane? Hai, mă, lasă-mă, că joc tenis. Că zic, Bogdane, zic, bă, ție-ți dă la Carrefour sau la Kaufland cu, așa, banii la 60 de zile? Da. Zice, bă, nu e sănătos. Zice, și după aia m-a sunat domnișoara înapoi și mi-au dat banii, da. Bun, cam asta e cu românii. Și acum, deci hai să vedem, 7,5 milioane era de familii. Despre, da, câți bani le-ar fi oamenilor suficient să se descurce, da? Da, ok. Și este în funcție de, ai familie, n-ai familie, ești singur, nu ești singur, ești bărbat, ești femeie. Bun, în România sunt 7,5 milioane de familii, potrivit statisticii, 5,2 milioane conduse de bărbați, 2,3 milioane au cap de familie o femeie. În recensământ se folosește titulatura aia tâmpită, capul gospodăriei. Așa, da, m-a întrebat pe mine când a venit acasă. Cine, da, e capul gospodăriei? Capul, ce la gospodărie, da, da. Așa. Și, bun, tu ce răspunzi? Eu răspund că e ea. Ok, da, bun. Okay. Circa 3.000 de familii conduse de bărbați spun că venitul minim net trebuie să fie de cel puțin 4.000 de lei pentru a face față tuturor cheltuielilor. Foarte important este că jumătate dintre familiile chestionate zic că venitul lunar necesar pentru acoperirea cheltuielilor curente lunare ar trebui să fie mai mare de 4.000 de lei. Deci ne suntem undeva pe la 4.000 de lei. Măi, eu nu știu, mie mi se pare puțin.
Mie mi se pare puțin. Acum, sigur că la țară oamenii vorbesc și de sume de 2000 de lei. Sau sub 2000 de lei, sau da. Sub 2000 de lei, știi? Că dar le ajunge. Mie mi se pare puțin la cât dau eu vorba ta la coș, când mă duc cu coșul la Lidl, Kaufland sau Carrefour. Eu uneori am senzația că plătești și coșul. Îl plătești, sigur. Plătești și coșul, plătești adică tot. Mă duc la market și iau așa, iau pufuleți, iau chipsuri înghețate, că astea nu-mi lipsesc din dieta mea zilnică. Ce mai cumpăr? De-astea de sandwich. Da, știi? Da, să nu-ți imaginezi feliate, că iau copa milaneze sau zi-mi o brânză scumpă. Camembert, da. Camembert, ce jumătate. Da. Așa. Nu. Iau cașcaval, feliat. Feliat, da, pe asta zic. Mi-am făcut un calcul la cașcavalul feliat, este un leu 20 feliat. Ai făcut calculul? Păi am zis, mai bine îl fac eu. Normal. Feliuța. Feliuța. Bun, hai să facem și o întrebare scurtă pentru voi, nu? Da, hai să intrăm în buzunarul vostru cu o întrebare relativ intimă, dar zic eu, de bun simț. 0754222999, ne gândim la bani așa dis de dimineață, pe WhatsApp așteptăm mesaje, facem scurt până în publicitate, întrebarea este zi-o tu. Da, că mie nu-mi vine. De câți bani aveți voi nevoie lunar să vă descurcați? Da, care e bugetul ideal, bugetul? Da. De cât ați avea nevoie? Ca să vă descurcați, da? Nu să vă, mă rog, să aveți o viață... să ieșiți în oraș, să mâncați. Așa, să fie ok. Da, să fie, da? O viață bună. Hai, deci, așteptăm de la de voi. De câți bani ai nevoie, ai avea nevoie de fapt lunar ca să fii, să zic așa, mulțumit cu viața pe care o ai? Noi avem răspunsuri, în mediul rural este undeva la 2000 de lei. Da. În mediul orășenesc, urban, da, este undeva la 4000 de lei. Ok, sau facem peste 4000. Hai, așteptăm 4000, da, răspunsurile voastre. Stați cu noi, revenim. Dimineața pe doi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio.